www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Bună ziua! Vreau să mulțumesc în primul rând presiei pentru atenția acordată și sprijinul pe care îl aduce doar din simpla prezență, sprijinul pe care îl aduce în lupta noastră împotriva corupției, oției și a incompetenței. După cum știți, tema conferinței noastre de astăzi este plângere penală la adresa serviciilor patronate de primăria municipiului Pașcani. Vreau să vă anunț că eu, Olariu Costel Sorin, președintele filialei Pașcani al Partidului Prima Republică, în luna iulie am depus o plângere la Partidul Național al Anticorupției privitoare la lucrările care au fost efectuate de către DAC Pașcani, acum preservată, acum 6 ani, începute acum 6 ani, finalizate acum 4 ani, și fac referire la strada Fântânele și strada Dragului Patru, lucrările de canalizare. Am primit acum, de data de 23 august, am primit un răspuns de la cei de la DNA, care au trimis spre soluționare această plângere către cei de la parchetul de pe lângă judecătoria Pașcani. Aici constituindu-se un dosar penal. Obiectul plângerii care eu am formulat-o este nefinalizarea lucrărilor de reabilitare. Știți prea bine, orice lucrare care este efectuată pe domeniul public, după finalizarea acestor lucrări, prin lege, se spune clar, trebuie adusă la starea inițială. Deci asta înseamnă că după ce am terminat lucrările de lucrările de canalizare, asfaltăm, da? Bun. Acest lucru, bineînțeles, nu s-a întâmplat. Ce vreau să mai aduc în discuție este faptul că acele tuburi care au fost montate la momentul respectiv, după părerea mea, sunt și cele care au fost plimbate de domnul de atunci primar Rățoi. Știți că la un moment dat chiar a fost o anchetă că dispăruseră ceva tuburi, nu au fost găsite, în fine. După aia au apărut, nu știu cum, în fine. Ce voiam să mai zic? Aceste tuburi, după părerea mea, n-ar fi trebuit să fie montate pentru că sunt de la aducțiunea de apă de la Moțca Pașcani. Și orice lucrare care se efectuează ar trebui să fie făcute cu tuburi noi, la standarde europene, cu niște certificate de calitate, nu spalate, curățate, refreșuite și montate ca și noi. Nu mai zic de alte neconformități. Modul cum au fost montate, total neprofesionist. Au săpat pur și simplu, le-au aruncat, nu s-au măsurat, să aibă așa o cădere, să aibă ceva, nimic. Cel puțin, dacă stau și bine mi-aduc aminte despre gurile de canalizare care au fost făcute acolo, nu s-au turnat cămine, au pus pur și simplu, au tăiat tuburi, le-au pus în picioare, au pus un capac, aruncat un capac, că nu se poate spune că au montat un capac, deasupra și s-a terminat. Eu am făcut aici un calcul minimal la ceea ce cred eu că cei de la Preservap au prejudiciat și vreau să vă spun doar așa câteva cifre. Strada Fântânele are o lungime de 1377 de metri. V-am zis, am făcut un calcul minimal. Pe o lățime a canalizării am calculat la 1,5 metri și am pus un 0,20 metri grosimea asfaltului care ar fi trebuit să fie turnat. În total ar fi 413 metri cubi la strada Dragoș Vădă, la 380 metri, este aceeași lățime, aceeași grosime, 114 metri cubi. În totalitate,
fiind 527. La un metru cub de asfalt avem 2,4 tone, da? Înmulțit cu această cantitate de metri cub, ne iese undeva la 1264 de tone. Acestea din nou înmulțite cu 300 de lei tona, ne iese un prejudiciu de 379.400 de lei. Deci undeva la 3 miliarde 800 doar asfaltul. Doar asfaltul. Nu mai zic neconformitățile care și de aici sunt, nu mai zic, în momentul când tuburile au fost montate, se pune pământ deasupra, se tasează, se pune balastru, se tasează, aceste lucruri nici nu au fost făcute. În mai multe lucruri se fac aceste lucruri. Nu s-a întâmplat acest lucru. Chiar mi-aduc aminte, în presa vremii, a fost dat domnul director Ioan Presicaru, exact la ce televiziune, în fine. Și mi-aduc aminte că domnul Ioan Presicaru a fost abordat de un bătrânel de stradă, Dragul Vodă, care a tras atenția că acel pământ nu este tasat. Și chiar atunci mi-aduc aminte, chiar perfect aminte, că l-a făcut nebun. De față cu presă, vreau să mă, că a fost și filmat. Da, cam atât am avut să vă spun despre ceea ce s-a întâmplat în acea zonă. Bineînțeles că astfel de, să le zicem, schelete, cred că mai sunt și cineva prin primărie, prin chiar pe la TAC Pașcan și celelalte regii. Și sperăm să reușim să le descoperim ca să în acest fel, cred eu că vom reuși să mai scăpăm puțin din, sau să limităm pe cei care sunt la conducere să mai poată să mai facă astfel de cafe. Întrebări? Dacă aveți, eu cam am terminat să am discus. În plângere contra căror persoane fizice? Eu am spus așa, conducerea de la TAC Pașcani, actualmente rezervată. Pentru că cei de la TAC Pașcani nu cred eu că n-au știut de unde sunt tuburile. N-a văzut, să facem și o glumă, până și domnul Ponta din la București își cunoștea tuburile de la gazoductul Graiaș. Și nu mai spunem că acele tuburi, de fapt, cred că am mai spus-o, au fost plimbate domnul Roței. Când era în campania electorală, le-au mai întins pe strada Fântânele, le-au strâns, au apărut, au dispărut, în fine.